Pe 27 decembrie 2003, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Giurgiu, semna un protocol de prietenie cu asociația similară din Ruse-Bulgaria. După 10 ani de colaborare fructuoasă, în care s-au legat prietenii și s-au organizat numeroase acțiuni comune, membrii celor două asociații din Giurgiu și Ruse au organizat la un restaurant din Giurgiu o petrecere aniversară. Și fiindcă vorbim de foste cadre militare, petrecerea nu a putut începe fără intonarea imnului național al României. Au urmat apoi discursurile de la microfon, înmânarea diplomelor aniversare și a darurilor, căci suntem încă în luna cadourilor. Astăzi aniversăm 10 ani de prietenie Giurgiu-Ruse. 6 decembrie 2003 este data când s-a semnat protocolul de colaborare între filiala Ruse a Asociației Ofițerilor și Sergenților în Rezervă și Retragere și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala Giurgiu. Sunt fericit și bucuros să fiu alături de oaspeții bulgari. To je štasliv i mnogo se radva će blizu do našte gosti, nas, gostite, bulgarskite gosti. Care sunt și prietenii mei, tot de atâta timp, de când a început această relație între cele două organizații, de 10 ani. În acest an, asociațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere din Giurgiu și Ruse au avut o bogată activitate, însemnând excursii, întâlniri sportive, simpozioane, dar și alte activități interne. O bună parte dintre aceste acțiuni, precum și cea de azi, la ceas aniversar, a fost posibilă grație sprijinilor financiare acordate de autoritățile locale și județene, dar și prin contribuția substanțială a deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian, un apropiat și un susținător al fostelor cadre militare.